Tradiția și portul popular sunt păstrate cu sfințenie în comuna Botoșana. Înaintea postului care anunță învierea Domnului, la Botoșana a fost organizat cel mai mare bal unde participanții au purtat straie populare. La eveniment a participat fiul satului, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, însoțit de reprezentanți ai administrației județene și locale. Bună seara, oameni buni! Bună seara, dragii mei compatrioți consăteni! Am luat trombonul, a urcat pe scenă, pentru că am vrut să vă transmit un mesaj că nu vreau să vă trombonesc. Am venit să vă felicit pentru că de câțiva ani la rând Botoșana mea dragă este poate că un loc unic în România și Cosmin Gușă, pe care îl salut, prietenul meu de la Realitatea TV, este aici și îi mulțumesc și echipa lui. Mi-a spus așa: George, n-am văzut atâta tineret în haine populare nicăieri. Și să știi, dragă Cosmine, că n-am făcut nicio regie. Aici nu sunt chemați artiști din alt, sunt oameni care lucrează ziua și noaptea se distrează. Sunt oameni a căror părinți au copilărit, au feciorit alături de mine. Este o oază, Botoșana este o localitate în mare parte cu rădăcini din Ardeal, de unde vii și tu. Sunt foarte bucuros, sunt și răgușit înainte de a străga, după cum vedeți. Bună seara, vă spun și eu. Nu o să am fus așa de lung ca domnul Călin Brăteanu. Vreau să vă spun la toți, bine ați venit la o nouă ediție din balul din anul ăsta, din Botoșana. An de an încercăm să ducem mai departe tradițiile bucovinene. Ne bucurăm că încă se mai poartă ținuta populară și portul popular și vă doresc în continuare, când sunteți foarte mulți tineri, când o să fiți copiii voștri, să duceți mai departe. Vreau să vă mulțumesc că ați venit în seara asta la toți. Vreau să mulțumesc domnului președinte Flutur că în fiecare an își face timp și este prezent la un eveniment așa important la noi în comună, ca de altfel la toate evenimentele importante. Distinșilor invitați, domnul Cosmin Gușă cu suita dumnealui. La Botoșana s-a aflat și analistul politic Cosmin Gușă, care a fost prezent la Suceava la o competiție națională de judo. Acesta a fost invitat să cunoască câteva tradiții din Bucovina. Mi-am adus aminte de toți prietenii mei din Ardeal, de la Aurel Tămaș până la Ioan Bocșa, Drăgan Muntan, săracul care a murit, și chiar că aproape m-aș fi pregătit să cânt, dar o lăsăm pe Ana să cânte de la noi, de la Cluj. Vreau să spun doar atât, că mă simt extraordinar. Am descoperit Bucovina astăzi și ieri, dar am descoperit Bucovina într-alt fel. Nu mă așteptam ca bucovinenii să fie ca noi, ca ardelenii. Eu credeam că sunteți moldoveni. Dar acum m-am dat seama că sunteți ca noi, ca ardelenii. Și să nu vă simțiți jigniți, dar eu așa v-am simțit. Talentele bucovinene au urcat pe scenă unde au încântat publicul cu jocuri alese, iar invitatul special, ardeleanca Ana Ilca Mureșan, a oferit un moment muzical apreciat cu 10 de minute de aplauze. Thank you.
seara a continuat cu dansuri și melodii bucovinene care a ținut participanții până în zorii zilei.